informații. Un bărbat de 41 de ani bănuit că ar fi agresat mai multe adolescente a fost luat pe sus ieri de polițiștii din Reșița, după săptămâni întregi în care l-au filat. Oamenii legii au intrat peste el în casă și au găsit suficiente probe cât să-l poată reține pe bărbat. Mai mult decât atât, el a fost condamnat în trecut pentru fapte similare. Colega mea Corina Belteu a urmărit această anchetă. Corina, bună dimineața! Cum reușea să-și racoleze victimele? Bună dimineața, cu ajutorul internetului. Bărbatul pretindea că este un tânăr de 19 ani care își caută o iubită. Prefera elevele de liceu din familii destrămate sau pe cele cu probleme sociale pentru că acestea erau mai vulnerabile. Le ademenea la el acasă unde le filma în ipostaze indecente. Se folosea apoi de aceste imagini ca să le șantajeze. În cele din urmă, faptele sale au ajuns la urechile anchetatorilor. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru trafic de minor, raport sexual cu minor și pornografie infantilă. Astăzi, bărbatul va fi prezentat tribunalului Cara Severin cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Mihaela? Am înțeles, Corina, îți mulțumim pentru aceste informații. Un tânăr de